Super Viagra. Bene, 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 bre. Hai să mergem pe acoperiș. septembrie 2018. Aveam vreo 25.000 în contul bancar. Ei erau bani de la YouTube și de la merch care l-am vândut. Tu ce știi despre asta? Eu fac parte din canalul tău? Așa că știu totul despre asta. Dar unde vrei să ajungi cu asta? 25.000 au dispărut din contul bancar. Da, știu. Chiar 50.000. Tu știi despre asta? La cine crezi că-s bani acum? Dar cine crezi că-s banii acum? Eu nu știu. Vii și stai aici la hainele mele? La mine acasă? N-am drept să mă îmbrac frumos? Nu, nu cred că ai așa ceva. Administrație, îți puteți să spuneți câți bani are casă în contul bancar la momentul actual? Ca din senin, la tine în contul bancar apare vreo 25.000. Pe de-o parte, îi aud totul. Asta unica dovadă care tu ai, hainele mele. Ambii știm vorba că hoțul se dă băier atunci când hoția îl îmbogățește. Despre ce tu, bre, vorbești? Eu cunosc care ți-s intențiile. Explică-mi chiar acum. Tu, bre, ai murit atunci, ai murit. Cum de ești încă viu? Alea au fost efecte speciale. Adică efecte speciale. Într-un moment ai o cămașă, în alta ai o jachetă. Ce înseamnă asta? A, așa vrei să facem? Da, așa să facem. Eu nu știu ce să spun. Nu știu de unde ai luat această informație. Bine, vând droguri. De-aia ai atâția bani? Da. N-am vrut să recunosc. Iar acum că am spus asta, aș putea să plec. Care ți-i dovada? Astea sunt niște știri foarte șocante. Hai, alege! Ce caut aici? Dă-mi răspunsul! Ascultă-mă! Săptămâna trecută, eu eram cu Quincy. Eu prisam la o chebăbărie. La chebăbărie? El își cumpăra apă, da? Eu îl rog să-mi dai un gât. Iar el își iasă din minți. Nu înțeleg de ce. Noi stăteam, ne relaxam, iar el se scoală și îmi spune următoarele cuvinte. O să mă duc la tine acasă și o să belez tot bănăritul. Asta el mi-a spus. Înțelegi ce eu spun? Înțelegi? Ai de pule! Știi că nimeni pe aici n-am vrut să-ți spun asta. Femeii nu fac nici mai pot să fac asta. Da, vreau. Uite, noi suntem o echipă, da? Neaca Boyd este undeva în spate și nici el nu crede că tu ai făcut așa ceva. Săptămâna trecută, stăteam cu Quincy. Relaxam și noi ca băieții. Stătea și se uita la telefon timp de 10 minute, așa că din curiozitate am tras cu ochiul. Se uita la contul bancar. Pur și simplu stătea și se uita la ecran timp de 10 minute. De ce? Doamne! Ți-am zis eu. Nu e așa de greu. În fine, unde m-am oprit eu cu povestea? Îl rog pe Quincy să-mi dai niște apă. Și îmi spune următoarele cuvinte.
L-auzi? Săptămâna trecută eram cu Quincy. Mereu stătea pe telefon, mă întrebam ce face. Și... pur și simplu stătea și se uita timp de 10 minute, non-stop. Am nevoie de dovezi ca să... Banii n-au dispărut ca din senin. Bine, ascultă-mă. Eu stătea la telefon și zic serios, 5 ore. Pur și simplu stătea și se uita la ecran. Intrați cu ochiul. Și zic... Nimeni nu face așa, oare tu faci așa? Stai să te uiți atât de lung la contul bancar. Săptămâna trecută... Stăteam la o chebăbărie. Quincy își cumpără o apă. Auzi? Cos, da. Vorbele tale sunt serioase și simt că suntem împreună o echipă, dar am nevoie să am încredere în tine. Tu știi că poți mereu să ai încredere în mine. Noi ambii știm că Quincy a făcut-o și... Of, cum de nu mi-am dat seama până acum, sunt surprins, am rămas perplex. Ești liber să pleci? Nu vreau să te rețin cu ceva, tot e bine, dar vreau. Thank you.